Salut tuturor, sunt Andy și bine ați venit la un nou videoclip. Am făcut un poll pe Instagram și v-am pus să alegeți dintre un videoclip despre filme și un videoclip despre cărți și v-ați zis un videoclip despre cărți. Așa că am vrut să fac ceva mai special, am vrut să fac ceva mai diferit și ceva ce am avut până acum pe canal, să nu fie niciun tag, ori un clip de recomandări. Așa că astăzi m-am gândit să vorbesc despre lucrurile care pe mine mă fac să renunț din a mai citi o carte. Cu toții ne luptăm cu anumite lucruri care nu ne plac în cărți și de multe ori există momentul în care citim o carte și, pur și simplu, vrem să o lăsăm jos, să nu mai citim, doar că totuși ne chinuim să o terminăm. Eu m-am luptat de destule ori cu treaba asta și de destule ori am ajuns să citesc cărți numai ca să le termin, chiar dacă nu-mi plăceau, doar că de la un timp pe ceva gen fuck it și pur și simplu le las dacă nu-mi plac și asta e. Pentru că nu mai vreau să-mi pierd timpul cu o carte care nu-mi place, timp în care aș putea citi o carte care îmi place. Așa că astăzi am de gând să vorbesc despre câteva dintre lucrurile care pe mine mă fac să renunț din a mai citi o carte. Pentru că mi s-a părut destul de interesant și n-am vorbit niciodată despre asta. Așa că, fără alte introduceri, haideți să începem! Probabil cel mai, nu știu, suprem lucru care mă face să renunț din a mai citi o carte este modul în care se mișcă acțiunea și anume dacă acțiunea este înceată. Credeți-mă, am citit atât de multe cărți în care acțiunea de-abia se mișca încât pur și simplu am început să am o boală pe ele, efectiv. Cărțile care m-au băgat în din slam mereu au fost cărțile care se mișcau încet. De multe ori dau peste cărți care se mișcă încet și prin cărți care se mișcă încet mă refer la faptul că acțiunea nu este dezvoltată cum trebuie. Adevărul este că nici nu vreau o carte care totul să se miște repede, să nu se pună accentul pe nimic. Îmi place că când acțiunea evoluează treptat, când insistăm pe anumite lucruri pe care trebuie insistate, când personajele sunt dezvoltate foarte bine, când pur și simplu totul pare că are un sens și când totul nu e grăbit. Nu-mi place deloc să știu că citesc o carte în care în 10 capitole stau pe aceeași scenă cu același setting, în o carte în care pur și simplu citesc 100 de pagini și simt că n-am evoluat deloc de la prima pagină și de asemenea nu-mi place când citesc o carte și pur și simplu acțiunea atât de înceată încât nu mă mai lasă să mă concentrez pe ceea ce se întâmplă. Am pățit-o de atâtea ori cu cărțile chestia asta încât pur și simplu nu mai suport. Alt motiv pentru care câteodată mai renunț la cărți sunt personajele și nu mă refer la personajul pe general, mă refer la momentul în care personajul este ori prea enervant, prea setat pe aceeași chestie, prea vrea ceva foarte mult încât devine enervant, sau cărțile în care personajul nu este deloc bine dezvoltat. Am dat peste cărți în care personajul voia ceva în premiză și de fapt în carte efectiv gravita spre altceva și nu mai voia ceea ce voia inițial și efectiv în tot romanul ăla nu s-a pus deloc accentul pe chestia pe care o voia personajul ăla și chestia pe care o știa din premiză. Deci ăsta este un alt book turn-off pentru mine, în momentul în care personajul ne este prezentat cumva, dar în momentul în care ajungi să-l cunoști, el este de fapt altcumva și nu este deloc persoana despre care vrei să citești, ba din contră este foarte enervant. Am citit atâtea cărți în care pur și simplu nu mi-a plăcut de personajul principal, pentru că era foarte enervant, dar a ajuns să-mi placă de personajele secundare. Chiar nu înțeleg de ce autorii simt nevoia să facă asta, niciodată n-am înțeles. Stilul de scriere consider că este ceva foarte, foarte important pentru autori și pentru carte. Am dat peste cărți în care premiza era atât de bună și acțiunea era atât de faină, la carte era scrisă atât de prost. Și știu că nu există carte scrisă prost, că fiecare autor are stilul lui, doar că pur și simplu sunt unele cărți care mie nu mi-au plăcut deloc cum au fost scrise și în ciuda faptului că îmi plăceau personajele, că îmi plăcea acțiunea, că îmi plăcea efectiv tot, stilul de scriere al autorului mă făcea pur și simplu să o las baltă. Un book turn-off foarte mare la mine este povestea. Și știu că, gen, pentru toți, povestea poate să fie un turn-on sau un turn-off, doar că am dat peste anumite cărți pe vremea când încă citeam despre ce este vorba, în care în premiză spunea ceva, dar se întâmpla altceva față de ce era scris. Am avut ocazia să dau peste o carte care am citit premiza și eram gen oh my god, chiar vreau să citesc cartea asta, chiar vreau să văd ce se întâmplă, și în momentul în care am citit-o a fost efectiv opusul a ceea ce scria în premiză. Și eram ceva genul cum Dumnezeule. Adică mi se părea atât de frustrant faptul
faptul că eu am început să citesc cartea aia pentru că am vrut să văd ce se întâmplă în premiză și am vrut să văd acțiunea aia dezvoltată. Și pur și simplu atunci ne-am început cartea, pentru două capitole maxim a fost acțiunea din premiză. Dar după s-a schimbat și a gravitat spre altceva, și acel altceva era pur și simplu opusul premizei. În capul meu eram numai how. How is that even possible? Și ultimul book turn-off la mine este în cărțile de dragoste și acela este momentul în care relația dintre două persoane este făcută prea brusc. Având în vedere că este o carte de dragoste, eu mereu mă aștept ca povestea de dragoste să se dezvolte pe parcursul cărții, nu mă refer să se dezvolte de-a lungul întregii cărți. Am citit o carte în care povestea de dragoste se dezvolta efectiv pe de-a lungul întregii cărți și de-abia la sfârșit au ajuns să fie împreună și nu mi-a plăcut. Doar că îmi place când, să zicem, avem primele 50-60 de pagini, poate că iar primele 100 de pagini, cu pur și simplu dezvoltarea sentimentelor pe care le au unul pentru altul și apoi în următoarele pagini relația și apoi drama care trebuie să fie între ei și apoi happy ending-ul. Doar că nu îmi place în momentul în care pur și simplu personajele se întâlnesc și imediat începe să aibă sentimente pentru el sau el începe să aibă sentimente pentru ea și deja din pagina 20 sunt împreună. Îmi place să văd cum efectiv încep să aibă sentimente unul pentru celălalt, cum încep să se gândească unul la celălalt, momentele astea mici, în începutul unei relații, îmi place să le văd în cărțile de dragoste și sunt multe cărți de dragoste în care nu văd chestia asta și mă simt foarte heartbroken, doar că de asemenea sunt unele cărți de dragoste care sunt foarte bune și prezintă perspective foarte faine și chiar arată procesul foarte bine, doar că am citit o grămadă de cărți în care procesul era pur și simplu arătat gen no. Just now. Cu toții vrem să citim o carte în care totul evoluează logic, nu se întâlnesc pe hall și imediat sunt împreună. We don't stand that. Ei bine, cred că astea sunt toate lucrurile care pe mine mă fac să renunț atunci când citesc o carte, nu mai îmi vin altele în minte și nici nu cred că am mai multe de atâta, pentru că eu sincer nu prea am cărți pe care le-am citit și nu mi-au plăcut. Nu știu ce mână am la cumpărat de cărțile, ales de cărți, doar că majoritatea cărțile pe care le-am în bibliotecă și pe care le-am citit mi-au plăcut. Cred că am doar vreo 3 sau 4 cărți pe care chiar le-am lăsat. Vreau să știu care sunt lucrurile care vă fac pe voi să renunțați la o carte atunci când nu vă place. De asemenea, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un share. Vă abonați la canalul meu, încerc să fac clipuri în fiecare duminică, să-mi dați follow pe Instagram și pe celelalte rețele pe care le-am jos în descriere. Eu sunt Andy, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!